Bună, fetelor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi am un clip nou pentru voi în care vreau să vă arăt câteva produse goale pe care, câteva produse pe care le-am consumat. Sunt goale, evident, altfel nu aveam cum. Este cutioiul ăsta, pungoiul ăsta imens de care vreau să scap. Produsele vor ajunge la reciclat, m-am mâncat, sigur le voi pune într-o cutie pentru a le recicla, recipientele astea goale. Și după cum vedeți, sunt destul de multe. Astea sunt consumate pe decembrie și ianuarie, cam așa. Și nu o să le iau într-o ordine anume, pur și simplu le iau din punga asta și am să vi le prezint așa pe scurt ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, merită, nu merită, dacă le recomand sau nu. Așa că dacă vreți să vedeți ce goliciuri am, urmăriți în continuare acest clip. Primul produs pe care îl găsesc în pungă este cremă de duș de la Tesorii d'Oriente. Varianta Byzantium este al doilea pe care îl consum. Este super mișto, mi-a plăcut foarte mult, este printre preferatele anului 2017 și vi-o recomand. Pe la DM de obicei găsiți produsul ăsta la reducere și este undeva la vreo 15 lei. Iar eu vă super recomand, miroase foarte bine, nu este atât de oriental ca celelalte pe care Tesorii d'Oriente le are, dar este un parfum superb. Simt așa, cred că v-am mai spus, simt atunci când îl folosesc că parcă sunt într-o baie cu lapte și miere. Nu știu de ce, dar așa mă simt. Da, vă recomand acest produs. Următorul este o apă termală de la Uriaș. Am luat în vară două, pe asta am terminat-o. Eu apa termală o folosesc dimineața înainte să dau cu acid hialuronic. O folosesc seara pentru hidratare sau pur și simplu pentru răcorire. O folosesc în timpul zilei. Asta de obicei nu o folosesc în timpul zilei pentru că este un recipient de 300 de ml. Nu mica pe îngeantă și nici n-aș lua după mine. Dar dacă aveți variante din alea micuțe de 100 de ml sau cât sunt ele, puteți să le folosiți și în timpul zilei, vă răcoresc pur și simplu. O folosesc după epilat, soțul meu o folosește după ce se rade pe față, după ce se bărbierește și are efect calmant. Merge foarte bine folosită atunci când vă ciupește vreun țânțar, de exemplu. Când aveți pielea roșie, de la prea mult stat la soare, pentru că nu folosiți SPF. De ce are multe întrebuințări? Apă termală, iar asta mi-a plăcut. N-aș spune neapărat că este cea mai mișto pe care am încercat-o, dar este bună. Alt produs pe care îl găsesc aici este un deodorant antiperspirant de la Gerovital Plant, fără alcool, varianta fresh. Mi-a plăcut super, super, super mult și am de gând să încerc și alte variante de la ei, pentru că iarna asta a făcut față cu brio și nu prea am transpirat, foarte eficient. Mai am un gel de duș de la Bodega Verde cu fructe de pădure. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase, îmi plac gelurile de duș de la Bodega Verde. În general, gelurile de duș de la Bodega Verde miros foarte bine, însă problema mea este că nu persistă pe piele mult și mi-ar fi plăcut să reziste măcar vreo oră, dar per total este ok. Și am mai găsit un gel de duș de la Tesorii d'Oriente, Byzantium, v-am zis că am consumat lunile astea două tuburi. Șampon și balsam de la Dove, din gama Pure Care Dry Oil. Mi-a plăcut. Nu m-a dat neapărat pe spate, n-a făcut ceva incredibil. Șamponul mi-a spălat părul destul de bine, fără să-l îngrașe, nu mi-a creat mătreață. Iar balsamul a fost și el destul de bun și le-am consumat, dar nu știu dacă o să mai le recumpăr. Alt produs pe care îl găsesc aici este gel spumant purifiant de la Gerovital Plant, din gama Stop Acne. L-am de ceva timp și l-am consumat. Are un miros ciudățel, așa, nu știu să vă spun exact a ce miroase, dar a făcut treabă. Nu am avut neapărat probleme cu el, n-am simțit nici că este cel mai mișto, dar a fost ok. Mai am aici demachiant de la Farmec cu ulei de argan pentru ochi și buze. Da, pentru ochi și buze. Îndreportează chiar și machiajul waterproof. Ăsta este un demachiant din ăsta bifazic, care se agită foarte bine înainte de utilizare. Mi s-a părut ok. Nu știu dacă l-aș recumpăra, dar mi s-a părut ok. Mai am o mască de păr de la Vela Enrich. Asta. Miroase foarte bine și tocmai ce am consumat-o.
Atunci când o aplicam pe păr și clăteam ulterior după câteva minute, aveam părul extraordinar de fin. Deci n-am mai întâlnit senzația asta la nicio altă mască. Era foarte fin și foarte mătăsos, deci așa mi-era mai mare dragul să-mi țin părul, să-mi țin mâna prin păr, dar după ce ieșeam din baie, să mi-a uscat părul, nu mai era acea senzație, dar eu oricum folosesc un tratament bifazic de la Anian, așa că n-am nicio problemă. Cred că aș mai încerca produsele de la Vela și alte game. Mai văd aici o cremă de față de la Bioderma, Hydra Bio, este... Asta nu e consumată în totalitate, mai are puțin pe ea, dar are niște chestii galbene, așa, nu știu exact de la ce și mi-e cam teamă să o folosesc. Mi-a plăcut foarte mult oricum crema asta, dar pentru că am început altele pe lângă asta, normal că n-am mai reușit să o consum și trebuie să arunc acum, nu e foarte mult, dar e un pic de produs în ea. Este foarte ok, nu lasă peliculă grasă sau ceva, este un pic mai grasă, dar totuși este lejeră pe ten. Și chiar hidratează tenul foarte bine, se aplică super ușor și, pe total, chiar mi-a plăcut. Mai am aici o bază de machiaj de la Mastaev. Am folosit-o la început de câteva ori, însă nu era foarte ok pentru tenul meu mixt, în sensul că are niște particule, are niște reflexii roze, așa. Asta e foarte bună pentru tenul uscat, de exemplu, cred eu. Da, așa, un glow foarte luminos tenului, dar v-am zis, pentru tenul meu mix nu m-a dat neapărat pe spate, dar ea este un produs chiar, baza asta este chiar un produs foarte bun. Dacă aveți ocazia să testați produsele Masta, e să o faceți. Am consumat un mini gel de duș de la BU, miroase bine, asta e cu vanilie și lămâie, mostră de body butter, papaya și tamarile de la Tutti Frutti. Farmona. Asta probabil că am primit-o de pe undeva, nu știu, dar miroase super. Mi-a plăcut foarte mult că mirosea foarte bine. Am mai consumat tratamentul nou, unul de la Melchior. Știți că mi-a plăcut foarte mult și nu este chiar terminat, dar nu prea mai pot să ajung cu pensulica la el. Din păcate, cam asta se întâmplă cu multe oje. Foarte greu să ajungi cu pensula la ultimele grame de produs. E un produs foarte bun. Mă voi despărți și de primerul matifian de la She Style Zone. Asta este un produs pe care l-am luat de la DM. Nu aveam niciun primer atunci când l-am cumpărat și zic, ia să-l testez pe ăsta. Jumătate din el am folosit, dar nu pot să vă spun neapărat că mi s-a părut mega wow. A fost ok. Ok chiar. Mai am aici balsamul de buze de la Biodermatoderm, acela pe bază de stick pe care l-am consumat. Mi-a plăcut foarte mult și probabil că voi reveni la el. Momentan a fost înlocuit de cel de la La Roche-Posay Cicaplast, care îmi place foarte mult. Am mai folosit o mostră de asta de cremă, de gel cremă de față de la Yves Rocher Hydra Vegetal, nu m-a dat pe spate. Mini crema asta e Faclar, La Roche-Posay Faclar Duo, are 3 ml, este din kitul acela care s-a oferit gratuit prin noiembrie, parcă. Dar l-am folosit odată, deci ce sunt auzama dintr-o utilizare. Mă voi despărți și de gelul contur de la Melchior, este luat în decembrie 2016. Și, deci, 2016, un an și o lună, dar uitați-vă și voi, și este uscat de la primele utilizări. Deci, ăsta mi s-a părut o chestie foarte proastă, nu știu, nu era deloc cremos, nu puteai să aplici ușor, trebuia să pui, probabil că dacă aveam Duraline de la Inglot, l-aș fi făcut să funcționeze, dar a fost o investiție proastă. Am terminat și corectorul de la Catrice Camouflage Liquid, Camouflage High Coverage Concealer. Vedeți că e așa colorat, dar nu mai are produs deloc. Mi-a plăcut foarte mult, iar împreună cu fondul de ten Catrice HD a făcut o treabă super bună. Posibil să mă reîntorc la el cândva, pentru că mi-a plăcut foarte mult și e ieftin și bun. Am mai terminat într-un final și creionul de sprâncene Goof Proof de la Benefit. Nu mai are. Aici foarte, foarte puțin, dar nu prea mai pot să mai ajung la el. Aș încerca produse de la Benefit pentru sprâncene, toată lumea le cam laudă. Să vedem, totuși 120 de lei mi se pare pe un creion de sprâncene, mi se pare cam mult.
Un gel de sprâncene sau un fard probabil că merită, dar un creion, din punctul meu de vedere, nu cred că are rost să dau atâția bani. Eu personal nu. Mai arunc și gel de ochi de la Pellamar. L-am cumpărat într-un timp când vroiam să fiu reprezentant Pellamar, dar nu m-am dat pe spate, nu mi s-a părut că face nimic. Îl am de ceva timp și, sincer, e cazul să mă despart de el. Am mai folosit și niște măști, una peel-off de la Seven Heaven cu ananas, mască exfoliantă. Nu, știți că nu sunt eu adepta măștilor astea exfoliante, dar cumva astea peel-off mi se par ok, deși totuși dacă stau să mă gândesc mai bine, atunci când tragi masca ca să o dai jos, te cam rănești așa un pic la ten, nu știu ce să zic. Dacă vreți să-l încercați, puteți să faceți, pentru că cred că sunt până în 10 lei. O altă mască pentru ochii de data asta, cu colagen. Mască pilaten cu colagen pentru ochi. Arată cam așa și avea niște chestiuțe mici, un fel de silicon imbibate cu colagen, pe care le pune pur și simplu sub ochi și hidratau. Mi-a plăcut. Dar am văzut la Andrea Adam alte măști de la... Asta luată de la farmacia Tei. Am văzut la Andrea Adam niște măști pentru ochi pe care le cam laudă și o să merg să le caut și eu. Mai am o bază fortifiantă de la Farmec și asta mi-a plăcut și îmi place că este rozalie așa pe unghii, deci poate fi folosită și singură, nu neapărat cu o hojă sau ceva peste. Și atunci când o purteam și pe asta ca și pe cea de la Melchior, aveam unghiile mântrelor mai tari. Și mai am doi bureței de fond de ten. Ăsta e de la Oriflame. Mi-a plăcut, a fost ok, dar s-a cam rupt, nu știu ce naiba i-am făcut. Pentru că mă port la fel cu toți, nu știu, s-a rupt destul de repede. Și încă unul ăsta, cred că e de la Ebelin, mai mult ca sigur. Asta e un pic așa pe aici, crăpaș, așa, dar nu e rupt ca cel de la Oriflame. Deci nu are găurile astea. Bureții ăștia mov de la Ebelin chiar îi recomand. Astea sunt toate produsele, nu mai am nimic în punga asta mare. Mă bucur că reușesc să scap și eu în sfârșit de ele, pentru că îmi stăteau pe creier, erau de ceva timp aici și ați văzut că sunt destul de multe. Sunt curioasă dacă ați încercat produsele pe care eu le-am menționat astăzi, dacă o să testați ceva din ele și cum vi s-au părut în cazul în care le-ați încercat, bineînțeles. Lăsați-mi în cutia de comentarii părerea voastră, pentru că feedback-ul vostru, cred că v-am spus, este foarte important pentru mine și contează foarte, foarte mult. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și să nu uitați să vă bucurați de viață și de lucrurile mici din viața voastră și de oamenii pe care îi aveți lângă voi. Vă doresc o zi frumoasă și până data viitoare, v-am pupat! Pa!